dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciu în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu în obiectiv al Comunei. Mie dispoziție articolul 39 alineatul 1, alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A, din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Buciu în ședință ordinară în data de 16 octombrie 2017, orele 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară de trimestrul 3/2017 al Comunei Buciu, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției extindere alimentare cu apă în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție extindere alimentare cu apă în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiției extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Bucium în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea existării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controlului efectuat de reprezentanții instituției prefectul județului Bacău la OAT Bucium, inițiator primarul Comunei. 9 diverse. Domnule președinte, da, mulțumesc, domnul primar. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da? Să punem la vot procesul verbal în ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune punctul numărul 1. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3/2017 al Comunei Buciu. Doamne și domnule consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al anului 2017 al Comunei Buciu și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoare din legea numărul 273/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 3 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, rog analizați și dezbate proiectul de hotărâre. Domnule președinte, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Tudor. Deja punctul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară, punctul de vedere al Comisiei Buget Finanțe, este afirmativ. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, în ce sens? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar să expună punctul numărul 2. Aici, domnule consilier, o să vă fac o singură expunere din motive, să leagă toate de punctul 2, 3, 4 și 5 și o să votăm, o să votați pe rând punctele, da? 2, 3, 4 și 5. Expunere din motive. La proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investițiilor extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, extinderea rețea de canalizare în satele Bucium și Rătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău și asigurării cofinanțărilor pentru aceste două obiective de investiție. Doamne și domnule consilier, despre realizarea alimentării cu apă în întreaga comună și a rețelei de canalizare am vorbit și anul trecut și cu ocazia aprobării bugetului pentru anul 2017 și ulterior până în momentul de față, doar cu discuțiile noastre. Doar că discuțiile noastre au fost în stadiu de dorință de realizare. Astăzi a venit clipa în care se aprobăm efectiv realizarea acestor investiții și participării cofinanțării la realizarea lor. În ceea ce urmează, voi face referire pe rând la fiecare investiție după cum urmează. La extinderea de alimentare cu apă în satul Bucium și Rătăuți, în primul rând, este necesară aprobarea Consiliului Local Bucium pentru realizarea acestei investiții, concretizată prin adoptarea unui hotărâri. În al doilea rând, trebuie să aprobați și indicatorii tehnico-economici. Aici menționez că totalul investiției se ridică la suma de 3.591.000
643 lei, inclusiv TVA, respectiv 782.971 euro. Sursa de finanțare este de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile și alte surse legal constituite. Durata de execuție a lucrării ar fi de 12 luni. Se vor monta circa 10.889 metri de conductă și se vor realiza 200 de branșamente la consumatorii casnici. În celelalte articole ale proiectului de hotărâre au fost inserate și alte obligații și răspunderea Consiliului Local, respectiv confirmarea că lucrările de cofinanțare sunt prevăzute în bugetul local de perioada lucrărilor de perioada de realizare a investiției. Cheltuielile de mentenanță și gestionarea investiției se vor asigura de către Consiliul Local din venitul propriu ale bugetului local pe o perioadă de cel puțin 5 ani, de la data la care investiția va fi dată în exploatare. Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală a Comunei Bucim pe perioada 2014-2020. Întreținerea și exploatarea investiției va face în conformitate cu reglementările în vigoare. Numirea reprezentantului legal de proiect în persoana primarului Comunei Bucim. Confirmarea că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului public al Comunei. Confirmarea că valorile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local al Comunei Bucim. În ceea ce privește cofinanțarea acestei investiții, vreau să vă informez că în totalul cheltuielilor care se finanțează de la bugetul local este de 469.327 de lei, cu TVA inclus. Această sumă se compune din cheltuieli privind obținerea și amenajarea terenului de 209.759 lei, cu TVA inclus. Cheltuieli pentru studii de teren, 11.900 TVA inclus. Cheltuieli privind taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, 11.000 cu TVA inclus. Cheltuieli privind studiul de fezabilitate, 35.700 TVA inclus. Cheltuieli privind organizarea procedurii de achiziție, 23.800 de lei, TVA inclus. Cheltuieli privind consultanța, 71.400 cu TVA inclus. Cheltuieli privind asistența tehnică, 71.400 lei, TVA inclus. Cheltuieli privind cheltuieli conexe, organizarea șantierului, 7.175 lei, TVA inclus. Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul creditului, cota aferentă ISC, CSC, 27.193 lei, TVA inclus. Așa se prezintă situația referitoare la investiția extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. La extinderea rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, în primul rând, este necesară aprobarea Consiliului Local Bucium pentru realizarea acestei investiții, concretizată prin adoptarea unei hotărâri. În al doilea rând, trebuie să aprobați și indicatorii tehnico-economici. Aici menționez că totalul investiției se ridică la suma de 5.274.845 lei, inclusiv TVA. Respectiv, 1.149.905.000 euro. Sursa de finanțare este de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile și alte surse legal constituite. Durata de execuție a lucrării ar fi de 12 luni. Se va realiza rețeaua de canalizare gravitațională de circa 11.386 metri lineari, rețea sub presiune 1.297 metri, stații de pompare 4 și 100 de branșamente la consumatorii casnici. În celelalte articole ale proiectului de hotărâre au fost inserate și alte obligații și răspundere ale Consiliului Local, în mod similar cu cele prezentate la extinderea rețelei de alimentare cu apă. În ceea ce privește finanțarea acestei investiții, vreau să vă informez că totalul creditor care se finanțează de la bugetul local este de 306.107 lei cu TVA inclus. Această sumă se compune cheltuieli privind obținerea și amenajarea terenului, 94.368 lei inclus cu TVA. Cheltuieli pentru studii de teren, 11.900 lei cu TVA inclus. Cheltuieli privind taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizație, 10.380 lei fără TVA. Cheltuieli privind studiul de fezabilitate, 35.700 lei cu TVA inclus. Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achiziție, 11.900 lei TVA inclus. Cheltuieli privind consultanța, 47.600 lei TVA inclus. Cheltuieli privind asistența tehnică, 47.600 TVA inclus. Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul creditului, cota aferentă ISC, 44.265 lei fără TVA. Așa se prezintă situația referitoare la investiția extindere de rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Având în vedere necesitatea și oportunitatea celor două investiții, rog analizarea și aprobarea celor patru proiecte de hotărâre în formă prezentată. Mai menționez că expunerea de motive a fost prezentată pentru toate proiectele de hotărâre, întrucât aceasta sunt strâns legate unul de celălalt. Poate venit domnul consilier și ziua când să aprobăm sumele.
după finanțarea noastră, toată munca noastră de 7 ani, astăzi, se completizează. Începem să demarăm, am demarat, trebuie să prezentăm documentele, să fim, avem și niște timp, niște pași. Asta e visul meu. De 7 ani, de când mă trudesc, să prind finanțarea la canalizare și apă. Așa că, domnul președinte, mulțumesc, domnul primar, datorită doamna președintele. Da. Nu doamnă. Având în vedere că expunerea de motive la cele 4 proiecte... Domnul Tudor. Domnul Tudor. Domnul Tudor. Domnul Tudor. Scuze, discutați jumătate de materiale, dar discutați cu bar. Dar nu-i nimic. Ești cu regulă să ia și la mână. Da, să iați, doamnă. Oricine poate. Eu. Ce scuze? Domnul Tudor, aveți cum. Dacă cum spunea domnul primar, visul se pare că e pe cale de a se realiza. Vom discuta la comun, am discutat la comun cele 4 puncte, vorba despre 2 extinderi și 2 la proiectul de canalizare. Dacă ați observat, cu finanțarea asta ar trebui să ne intereseze foarte mult pe noi. Ea se realizează lucrarea cu bani europeni, dar cu finanțarea noastră este în valoare de aproximativ 7 miliarde jumate de la bugetul local. 469 de la apă și 306 de la canalizare. De asemenea, dacă ați remarcat în expunerea domnului primar, mentenanța se va asigura de către Consiliul Local pe o perioadă de 5 ani, de minim 5 ani, pe lângă alte. Deci, cheltuielile nu se opresc numai la cofinanțare, vom avea cheltuieli și în continuare. Dar acestea au fost condițiile puse de la aprobarea acestui proiect. Nu avem nimic. Deci va trebui făcut un efort la primul lucru cu care se va începe în bugetul anului viitor, va fi această cofinanțare, pentru că este vorba proiectul și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni. Punctul de vedere al Comisiei de Buget Finanțe este pentru afirmativ, dar aș atrage atenția că va trebui să le supunem la vot proiectele pe punctul 2, punctul 3, punctul 4, punctul 5. Numai pentru că ele privesc același lucru, noi ne-am discutat la comun, dar supunem la vot pe fiecare în parte. Deci, pentru punctul 2, proiectul de hotărâre privind extinderea alimentară cu apă este afirmativ, pentru punctul 3, punctul de vedere al Comisiei de Genetică, este tot afirmativ, 4 și 5, de asemenea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, să plăm la punctul... Să vă mai spună două cuvinte. Da. Extinderea este pe programul PNDL-ului, da? Celălaltă, înființarea, e pe a fi pe fondurile europene, pe 7.2. Ca să știți, dacă vă mai întreabă cineva, ca să știți. E înființarea pe 7.2, pe fondurile europene și asta pe PNDL-ul de la București, da? Guvernamentale. Iar pentru confinanțare, cât o să mai avem noi, cât o să ne mai ajute, că întotdeauna ne-a ajutat Consiliul Județean. Sper că și la anul să trecem de... și să demarăm lucrările. Să știu că și primăria... Domnule președinte, să pune la apă, dar mulțumesc, mai vrea să ia cuvântul domnul Mateaș. Da, mulțumesc, domnul președinte, dragii mei consilieri, domnul primar, doamna președinte, pentru că aceste proiecte de hotărâre sunt niște proiecte foarte importante, sunt așteptate de locuitorii comunei Buciul Harti de mult timp. Considerăm că aceste proiecte de hotărâre sunt niște proiecte, așa cum au arătat domnul primar, luate de mai mulți ani, prin care era un punct al domnului primar la înscrierea de primar când a fost votat ca primar. Considerăm că aceste proiecte de hotărâre va trebui realizate. Noi, consilierii, va trebui să ne implicăm
pentru ajutorul realizării acestor proiecte de hotărâri, atunci când domnul primar ne va solicita și va trebui să fim prezenți, va trebui să fim prezenți pentru ajutor. În continuare, aș dori să vă mai spun două cuvinte. Să-i spunem domnului primar pentru ziua de astăzi la mulți ani. Multă sănătate. Pe lumele, las la divers. La divers, domnul. Mulțumesc, domnul. Cu gata, nu mai am cuvântul la divers. Dacă cineva vrea să mai cuvântul. Și la o remarcă, dacă ați văzut delegatul din partea Consiliului Local pentru îndeplinirea acestor delegatul permanent, este domnul primar. Dacă ați reținut. Mulțumesc. Dacă cineva vrea să mai cuvântul, dacă nu, supunem la vot. Punctul numărul 2, nu? Da. Da. Cine este pentru? Da, mulțumim. Acum spunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Da, mulțumim. Supunem la vot punctul numărul 4. Mulțumim. Supunem la vot numărul 5. Punctul numărul 5. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei primar pentru a ne spune punctul numărul 7, nu? 6. Aici domnul consilier se încadrează, printre a venit o adresă mai târziu, se încadrează și 6 și 7, da? Pot să vă dau citire la expunere din motive. Expunere din motive prin denunțarea proiectului de hotărâre referitoare la aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat a avut ca punct de plecare adresa numărul 681 din 28.09.2017 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care se solicită adoptarea unui hotărâri cu privire la prețurile și tarifele pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ce urmează a fi percepute de pe operatorul general CRAB. Deși proiectul de hotărâre a fost întocmit în forma transmisă de ADIM, ulterior a fiecărei convocări în ședință s-a transmis și adresa numărul 720 din 10.10.2017, înregistrată la instituția noastră în data de 11.10.2017, prin care se transmite un nou material care să aibă în vedere atât aprobarea tarifelor, cât și acordarea mandatului special pentru reprezentantul Comunei Bucim în cadrul adunării generale a acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Având în vedere aceste modificări, se impune analizarea și discutarea doar a prezentului proiect de hotărâre, urmând ca acel prevăzut pentru următorul punct să nu mai fie pus în discuția Consiliului Local. Întrucât UAT Bucium este membru asociat în ADIC, pentru orice modificare intervenită în statutul asociației și în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivel județean, avem o obligativitate de a participa la activitatea asociației și de a vota conform celor solicitate. Doresc să vă înconștiințez că în categoria tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul regional și care sunt stipulate în actele adiționale, numărul 33, 34 și 35 la contractul de delegare, sunt prevăzute. Tarifele pentru servicii de monitorizare la indicatorii chimici general, cloruri, azotați, materii în suspensie, la indicatorii chimici specifici, amoniac, sulfit, nichel, crom, la indicatorii chimici toxici și foarte toxici, arsen, cianuz, mercur, plumb, la indicatorii bacteriologici, bacterii și la indicatorii fizici, temperatura. Penalitățile pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate. Tarife pentru servicii diverse de apă, montarea apometrei în cămine existente, verificarea meteorologică a apometrei, sigilare, conturi, aviz de apă, eliberarea de diferențe, determinare pH. Tarife pentru servicii diverse, canalizare, eliberate, acceptare, vitanjare, închiriat, buldoi, excavator. Cuantumul acestor tarife este prevăzut în conținutul actelor adiționale depuse în anexa la materiale prezentate spre analiză în ședința Comisiei de Specialitate și nu voi mai face referire întrucât nu ne vizează în mod direct. Având în vedere cele menționate mai sus, propunerea din conținutul proiectului de hotărâre este atât de aprobare a tarifelor, cât și ceea ca primarul comunei care are calitatea de reprezentant legal să fie mandatat pentru a vota în AGA la ADIP. Aici suntem în asociații, suntem obligați să dăm și noi niște hotărâri pentru serviciile care le fac ei, pentru montări de apometri, verificare, închiriere de buldoze sau ce mai... Da. Așa, dacă suntem în cora asta, trebuie să facem și noi și să dăm hotărâri. Mulțumesc, domnul primar.
Da, cuvântul doamna Mândoveanu. Cuvântul doamna? Da, doamna Mândoveanu. Da. Membrii comisiei, eu am studiat proiectul de autorizare inițială pe care l-am făcut, proiectele, și eu am fost de acord cu unanimitate. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru 6 puncte. Da, pentru ambele puncte, 6 și 6. Și că a venit adresa în timpul după ceva anul. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune punctul numărul 8 din programele de zi. Raportul privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea programului de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în urma controlului efectuat de reprezentanții instituției prefectului județul Bacău la OAT Buciu. Doamne și domnule consilier, în urma efectuării controlului de fond asupra activității desfășurate de autoritățile administrației publice locale care s-a efectuat în data de 6.09.2017, la primăria Comunei Buciu au rezultat unele deficiențe care trebuie rezolvate. Astfel, așa cum rezultă din nota de constatare numărul 16.411 din 6.09.2017 a instituției prefectului județul Bacău, înregistrată la primăria Comunei Buciu la numărul 3.851 din 6.09.2017, precum și din raportul de control numărul 18.049 din 29.09.2017, transmis oficial de instituția prefectului județul Bacău, cu adresa numărul 18.051 din 29.09.2017, au fost unele abateri pentru care s-au stabilit și măsuri de aducere la înțelegere astfel. 1. Nu au fost făcute publicări de rapoarte periodice de activitate în Monitorul Oficial României, partea a treia, iar pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ nu s-a publicat anunț înainte de cu cel puțin 30 de zile în mass media. Exemplu, impozite și taxe locale. S-a stabilit ca responsabil primarul și secretarul. 2. Nu au fost acordate audiențe de către consilieri locali, au grafic de audiențe și registru, însă acestea trebuie să fie aprobate în ședința de Consiliu și să existe un document în acest sens. 3. Nu s-a aprobat în fiecare an inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei, deși există mai multe hotărâri de modificare a inventarilor, totuși în fiecare an, la sfârșit, trebuie aprobat din nou inventarul. 4. Nu s-a adoptat o hotărâre a Consiliului Local Buciu prin care să se aprobe statutul comunei. 5. Avem în evidență un număr de 29 de titluri de proprietate neeliberate și trebuie luate măsuri pentru eliberarea lor. Acestea sunt deficiențele constatate în urma controlului și pentru care, conform solicitării făcute prin adresa nu sus menționată, trebuie să stabilim măsuri de aducere la îndeplinire. Față de cele prezentate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre. Avem aici un raport de măsuri, de un program de măsuri, care l-ați văzut. Când vine un control, trebuie să mai găsească ceva, că dacă nu găsește nimic, înseamnă că merge în grabine. Așa că ce au găsit să remediază, se face și ducem la bun sfârșit. Nu chiar toate. E vorba de astea 29 de titluri. Nu știu cum să le dăm că nu găsim proprietarilor. Dar ce nu proprietari, ce nu proprietari? Da. Domnule președinte. Mulțumesc, domnul primar, că au cuvântul doamna Mândoveanu. Mulțumesc. Rămân cu aceea prevăzută în nota de constatare. Membrii comisiei au considerat că vor fi remediate toate problemele expuse și au fost de acord în mandatul. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, supunem. La vot, cine este pentru? Da. Acum trecem la punctul diversi. Sunt pregătit de diversi. Cine? Dacă aveți probleme. Cine se scrie probleme sunt. Eu nu vă scriu la cuvânt, doar iau și am rugăminte dumneavoastră. O să dau un tabel. Avem de la instituția prefectului o adresă primită pe 3 octombrie 2017. În acest sens, să însărcinează secretarul comunei să aducă la cunoștința consilierilor locali, a primarului, a membrilor comisiei locale de fond funciar, două ordine ale prefectului. Da? S-au emis două ordine de prefect, 275-276, și trebuie să luați la cunoștință de conținutul acestor ordine. Am făcut copii Xerox și după ambele, câte un exemplar pentru fiecare consilier, dar am întocmit un tabel, sunt dat semnătură de primire, da? Pentru fiecare. Vă rog frumos. Asta după... Deci, păi nu, timp ce...
Asta vroiam ca să nu uităm, da? Da? Și o să trec la fiecare să vă dau câte un exemplar de pe ori. La diverse, cine mai are probleme? Dar cineva să scrie la diverse. Dar nu, la diverse. Înseamnă de bine.